live, așa. Minunat. Bine ați venit la Haide Fetele. Haide Fetele, dragilor. Bine ați venit. Să fie într-un ceas bun. Hai să luăm loc la noi în sufragerie, să ne facem comode. Ne bucurăm că suntem aici alături de voi. Nico, te rugăm noi, să lui. Eu, uite, eu nu mai vreau să fiu locul. Haide, că poate să stau aici. Era să cad, e ok, nu-i problemă, nu am mai cadă. Julia, să nu mi treacă. Bine, gata, aici stau. O să stau cu minte aici. Okay. Mă bucur tare mult să vă revăd, că nu ne-am mai văzut de ceva timp cu toată nebunia asta cu pandemia. Doar pe Instagram ne mai vedem. Pe Instagram, da, pe Instagram ne vedem, ca și cum suntem acolo, indiferent de situație. Sigur. Da, 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 așa este. Și măcar atât, adică... Cam de câți ani, Julia? Te rog, te mai chinui, hai lângă mine aici. Nu, mă chinui cu fusta, că eu nu știu, că nu sunt obișnuită cu fustele. Haide, bine, uite, mă uită, stau. Nu, stai aici. E foarte bine. Și ele două sunt prietene. Pantalon scurs, că... De câți ani prietenia? De 22, da. De mii de ani? Da. Cine-i mai numără? Când da, cine-i mai numără? Suntem prietene, am devenit prietene fiind colegi de scenă. De foarte des. Am fi de 80 de ani. Foarte des ne-am întâlnit pe scene, pe scenele outdoor și indoor. Și am avut și o gașcă pe care încă am păstrat-o vie și proaspătă, ca să zic așa, de același tip de artist, cum suntem și noi, din aceeași categorie, cu care cântăm foarte des împreună, mergem la petreceri împreună, unde facem, bineînțeles, și improvizații cu band, cu DJ, cu... adică ne distrăm și cântăm, la zile de naștere sau... Dar mai bune prieteni am devenit anul trecut, în pandemie, da. Ce v-a apropiat în perioada asta? Pandemia. Statul acasă, starea de urgență. Am schimbat rețete. Bucătăria ta. Da, seriale pe Netflix. Capetele. Da, vestimentații, da. Modul în care fiecare definește prietenia este clar diferit. Ce înseamnă o prietenă adevărată pentru voi? Că s-au cam pierdut acum. Așa simt eu, cel puțin la generațiile care vin din urmă, se cam pierde treaba asta cu prietenia adevărată. Nici nu mai știi în cine să ai încredere. Eu sunt foarte fericită, am niște prietene absolut extraordinare. Să știi că nu am avut încă, pe ea o consider cel puțin prietena mea de suflet, un om minunat, un cântăreț excepțional și n-am avut nevoie, adică o nevoie foarte mare. Băi, s-a întâmplat ceva și uite, te rog, ajută-mă. Dar cu siguranță, dacă ar fi vreodată vreo chestie de genul ăsta, cu siguranță i-ar sări și eu la fel ar sări pentru ea. Adică, dar deocamdată am fost așa pașnice, ca pe să zic, aceeași lungime de undă, liniștită, da, frumoasă, da. Da, de ne familie. Ne sprijinim, ne ocrotim așa, da, în egală măsură. Uite, eu azi am venit de exemplu, că eu n-am, deci eu dacă îmi luam tocuri să fiu elegantă ca ea, eram cu două și am zis, bă, micu, ești, am tocuri, bun, hai că-mi iau tenis, ca să fie ok și ne-am pentru ea. Ne-am dat seama cu ocazia acestei piese de diferența noastră fizică și ea a hotărât să nu mai fie atât, adică, de înaltă pe lângă mine. Îmi place să vezi, atentă, asta înseamnă prietenia adevărată, să renunți la tocuri de dragul prietenei tale. Bineînțeles, da, domnul e genul ei vestimentar, ea este așa sportivă de fel și cool tot timpul. Dar noi avem grijă una de alta, adică o ajut cu părul, cu machiajul, da, ne dăm sfaturi, ne împrumutăm întotdeauna lucruri, bijuterii, da, așa e frumos, ne îmbrăcăm de la același, de multe ori de la același designer, da, ne ajutăm, ea mi-aduce haine de la designer dacă nu e în oraș sau mă duc eu până la ea, adică avem grijă una de alta, așa, suntem foarte protectoare una cu cealaltă. E foarte frumoasă treaba asta, știți că de obicei lumea spune că femeile de fapt nu se înțeleg chiar atât de bine între ele, mai ales și nouă ne-au spus aici la emisiune, patru femei în același loc e dezastru. Acum suntem eu zic să ajungeți la vârsta voastră, să ajungeți la vârsta voastră, să vedeți că miza nu mai este aceeași. Când depășești o anumită vârstă și te maturizezi suficient de mult și ți-ai împlinit visurile, nu mai contează atât de mult lucrurile astea superficiale și nu mai sunt gelozii, nu mai sunt invidii. Firește că toată lumea știe că femeile între femei sunt periculoase, rău de tot. Dar aveți vreo femeie care v-a schimbat viața cu adevărat? Vreun model de femeie. Pentru tine, Luminița. Nu. Nu, eu am fost autodidactă. Prietena care să fie acolo. Și eu la fel. A, de prietenie? Da. Nu, prietenele nu neapărat ne-au influențat de-a lungul vieții. De multe ori, prietenele în tinerețe trădează, ați avut dreptate. Și am avut parte de aceste trădări.
Dar cea mai bună prietena mea a fost până să se ridice la cer mama mea și confidenta mea. Asta și omul cu care eu am schimbat absolut orice părere, orice impresie și căreia mă confesam și care știa toate secretele mele, chiar tânără fiind, adolescentă sau mai departe, la începutul tinereții mele frumoase pe care am avut-o. Noi știm că vă cunoașteți foarte bine, așa că următoarea provocare cred că o să fie un fel de joacă pentru voi. Dar dacă tot ați venit aici la noi, urmează un test al prieteniei. Hai cu fetele! În ce constă acest test al prieteniei? Noi avem întrebări despre fiecare din voi. Va trebui să scrieți cât mai repede, să arătați la cameră, sperăm răspunsul corect. 3, 2, 1, prima întrebare. Câți frați mai are Nico? Vă rog să nu copiați. Da, nu, no, aveți voie, no, să copiați. Tararara. Ia momentul de adevărul. Trei frați, două fete și eu, trei. Un băiat. O, răspuns corect. Bravo. Mai am două surori și un frățior. Așa. Să fie sănătoși. Haideți să vedem următoarea întrebare. Câte premii ale festivalului Mama a câștigat Luminița Anghel? Festivalul Mamaia? Da. Vă rog să nu mai copii. Dacă ar fi la școală, ce bine ar fi să fie tot așa. Întotdeauna am copiat. Ai de copiat la școală? Păi se vede că ai... Păi și prima m-am spus, adică să fie. Gata, suntem gata cu răspunsul. Da, bine, s-a și copiat deja. S-a și copiat deja. Și Nico? Patru, nota 4. Corect. Să ne întrebați cum face Nico de urât la volan. Cum face Nico de urât foarte la urât volan? Ce eu mesaje sunt calmă, ea se înfurie, țipă, scoate capul pe geam. Se ia la bătaie, atât? Oprește în trafic? Nu, nu oprește în trafic, atât. E foarte impulsivă, când e obosită e urâcioasă. Asta am făcut o descriere așa pe repede înainte. Și nici n-am avut întrebare. Dacă e foame, devine și mai urâcioasă. A, nu vrei să știi. Deci nu, la foame, da, foarte, da, face, la foame face foarte urât. Măcar eu sunt calmă. Îi tolerez furiile și câteodată... Nu dau tot din casă. Hai să vedem ce întrebări mai avem. Da, da. I-ai făcut o descriere atât de bună lui Nico. Haide și Nico să facă o descriere foarte bună. Eu sunt exact invers. De asta vă înțelegeți că extremele se atrăie. Nu mi-e foarte... foame niciodată. E echilibrat așa ea. Înțelegi? Eu nu mai niciodată nervez. N-am auzit că se nervează. Gătește, chiar am fost la ea acasă și zic, băi, dar când ai timp să faci toate astea? Era lună, știi cum e la de fiecare dată, câte ori mă duc, zic, când ai sunt, timp? Adică că sunt femeie nu mai avem, nici eu și nici. Dar zic, când ai timp să faci mâncare, când ai timp să-i pui sandwich la mic, când ai timp să-i faci mâncare soțului, că acum e... Stai că am trecut de... Da. Deci tot timpul are... Da, pentru toată lumea. Apropo de asta, ce planuri aveți pentru sărbătorile de Paște? Paștele le face acasă cu familia și întotdeauna așa mi-a plăcut și îmi place să fie Paștele alături de cei dragi. Foarte rar am fost nevoită să plec să cânt cu, normal, cu prieteni, că așa am fost totdeauna. Dacă s-au avut spectacole avut așa de foarte Paște, mari, concerte avut, cu, da, Andrei Tudor și cu orchestra și cu prieteni. Orchestra Sinfonică, da, București, dar, da, am avut în timpul... Chiar acum, în săptămâna mare, am filmat, am avut repetiții luni generală și cu orchestra București, Sinfonică București, și marți am înregistrat pentru o altă televiziune, o emisiune de Paște, un concert mare live. Și avem toată săptămâna filmări, pentru că avem o piesă lansată cu 20 de copii pe care am avut într-o tabără, într-o vacanță, într-un masterclass. Mulțumesc, Luminița, ce repede am scăpat eu. Da? Și cum se numește piesa, știi? Cristos s-a înviat, parcă. Cristos s-a înviat, da. Semnată de Mihai Alexandru. Da. Scrisă de Mihai Alexandru, să-l salutăm, te pupăm, Mihaiță. Da, și a trebuit să-i aducem la București pe toți, deși ei sunt din Galaste, Cuci, Bacău, Slobozia și comune Dimitrov. Da, exact. A trebuit să-i aducem pe toți să filmăm cu ei piesa, ca să se bucure și ei, să-i vadă părinții la televizor. Și dacă toți suntem în săptămâna mare și suntem emoționate, aș vrea să aud și eu un pic din piesa asta, să poate? A, ce drăguțe sunteți! Lasă că e tristă! Nu, mai bine eu mai bine să cântam Nico melodie. Dacă aveam textul la mine, ți-l cântam. Nu mai vreau să mai plâng, gata. Eu zic să râdem, poate. Cum ar fi să râși toate emisiile? Nu, refuz. Hai să continuăm.
ne-am planificat, iertați-mă, ne-am planificat să, după a doua zi de pas, să, să veniți la noi. Da. Să vină la noi la masă. Da. Adică să facem... Ceva bun. Ce gătești? Ceva bun. De toate. Noi tocmai discutaserăm mai devreme despre ce gătim de Paști și... Eu gătesc de toate, dar de obicei îmi întreb invitații ce preferă să mănânce și țin cont de vegan și de vegetarian, dacă sunt, și gătesc separat pentru fiecare. Păi sosul ei, vreau să spun că a ținut tot postul. Da, da, da. Wow. Adică, da. Și de obicei e ca de revelion la mine acasă când am invitații, adică să fie. Mai bine să fie decât să nu fie. Și eu plăcere. Vreau să spun ce frumos. Eu sunt curioasă, dacă știe Luminița, cine i-a dat numele de scenă lui Nico. Nico. Să scrieți, scrieți. Să scrieți. Scrieți. Tataie. Nu mai copiați, vă rugăm frumos. Ne vedem având nevoite în vedere să prima piesă pe care a lansat-o Nico. Ioana, o ajut cu microfonul pe Luminița? Să te ajut eu cu microfonul. Să nu mai pun acolo, zici, nu? Iartă-mă că te-ai ridicat. Da, eu am copiat oricum, dar ea mi-a zis, mi-a șoptit încet așa, tataie, și m-am gândit eu că nu tataie al ei. Tataie, un tataie celebru. Tataie nu mai e de mult. Da. Bun, tataie, răspuns corect din partea lui Nico. Vă mai arăt, e clar că am răspuns, da. Tataie, tataie. Tataie. Și dacă tot mergeți în vacanțe împreună și vă distrați, pe ce muzică îi place cel mai mult Luminiței, Angel să danseze? Sau pe ce piesă? N-am mers încă în vacanță împreună. Scrie, scrie. Mergem în... Sau acasă, în vizite. Călătorim concertele. De toate. De toate, nu știu că nu dansez, dar te-am văzut că te bucur la fiecare piesă. Păi mă bine, chiar ultima și mașină. La care s-a bucurat, de exemplu. În mașină pe Let care Me Try a fost ultima la care s-a bucurat și cânta cu toată lumea. De ce? Adică, a, în emisiune? Nu, la festival, când am fost copii. A, la festival. Da, la festival la... Da, că am fost la Tecuci de curând. La Tecuci, așa. Acolo a cântat toată lumea, let me try, let me... Și are așa o... e efervescent, așa, în momentul în care cântă piesa asta, chiar are o energie și emană energia asta. Da, da. Și n-ai cum să nu cânti tu cu ea. Și era... Dar să știți că dansatoarea grupului, ca să zic așa, este ea. Am filmare, am înregistrări cu ea din tabăra, din masterclass-ul ăsta pe care l-am avut la predeal cu cei 20 de copii, în care ea era sufletul petrecerii. Adică dansa cu fetele de 14, 15, 16 adică ani. Adică de toate. Vreau de să toate. Spun că acolo a fost și toți copiii sunt înnebuniți cu manele. Nu, că ați cântat și pe Chiril, au făcut și karaoke și ea, eu filmam și ea dansa. Adică exact. Ea exact. Este dansatoarea grupului. Deci, care cu dans. Da, astăzi. Exact. Păi, da, uite, vezi. Da, data viitoare. De frumos să fim preajma copiilor, sincer, pentru că așa din momentul ăla devii copil. Așa e. Eu nu mi-am dat e. Seama până când am avut chestia asta că ea are a fost mare, are prima 30 oară de ani, când Andruța. M-a invitat în acest masterclass și am zis, băi, vin că n-am fost niciodată. Și chiar mi-a părut bine și mulțumesc pentru asta. M-am simțit copil, sincer spun. N-am vrut să mă supăr pe nimeni, n-am vrut, am fost chiar pentru că ea era la ora actuală. Și eu normal că bășcăm copii și era. Ica, hai, facem, da, facem. Hai că m-am târât și eu pe jos după aia mică. Aveam o Cristinica căreia îi plăcea să-i se spună Michael, că îl place pe Michael Jackson. Da, și o strigam Michael. Și pa, am alergat-o prin toată pensiunea, că noi, pensiunea a fost cu circuit închis doar noi acolo. Și aia veneam, dădea una și fugea. Și ține-te după titirez, 6 ani, atâta, îți dai seama. M-a băgat pe sumese, m-a întărât, m-am pus la mintea ei, că vorbea aia, sunt și mamă, știu ce înseamnă. Da, mă iubește. Am întrebat pe cine iubești mai mult și a zis, pe Luminița. Păi că am alergat la Luminița. Nu, și pe tine te iubesc. Nu, ai zis prima Luminița, tu de la Luminița. Toți sunt frumoși. Copiii sunt foarte sinceri. Da. La fel de sincere sper să fiți și voi pe mai departe, pentru că tot n-ați scăpat de test. Noi mai insistăm, poate mai aflăm una alta de la voi. Vreau să ne bine dispunem și să completați următoarea propoziție. Luminița are cele mai frumoase puncte din lume. Eu și ea acertă Luminița? Da. Din lume? Da. Ia, ia. Eu sunt foarte curioasă. Și eu. Și eu. Eu n-aș putea să joc. Nico, trebuie să comentez. Uite, hai să vedem. Ia. Ia să vedem răspunsul. Nico zice. Da, pentru e bine? Nu. N-ai cum. Retragem. Și tu ce ai scris acolo? N-am scris nimic. Pot să scriu sandale. Sandale. Pentru că am miliarde. Eu am scris toalete, vestimentații. Deci tot acolo. Dar trebuie să-mi vedeți dressing-ul. Am vrut să scriu că are cele mai frumoase corzi vocale.
Da. Cum ele nu se cea mai frumoasă voce. Ai un dressing impresionant. Da, un dressing impresionant. Da, sunt, cred că sunt cea mai fetiță din lume. Eu, pe mine, dacă vreți să mă faceți fericită, să mă lăsați într-un magazin de pantofi, de genți. Și pe mine. De haine. Și gata, m-ați câștigat pe viață. Deci eu, știi cum sunt așa, zic, ce e genul ăla, știi, mă duc să iau varză și salată din piață și mă întorc cu pantofi. Perfect. Deci, m-a făcut și, cum o cheamă prietena noastră, Noami. Da. A dus să cumpere salată, nu mai a venit cu ce, niște sandăluțe. Da, că nu avea, domnule, sandale. Bine, după zic, sunt frumoase oricum. Și la ce trebuie varza, până la urmă, nu? Sau ce se duse să cumpere? Da. Sandalele nu sunt importante. Uite, mai bat sandalele când și când se mai umflă și trebuie să mai fiți o foaie de varză. Hai să trecem la următoarea întrebare. Da, sau Rivanor Rece, cine nu știa, da, la umflători. Bun. Bun. Vă spun eu, Rivanor Rece de la frigider. Da? Da, este cel mai bun. Uite, pe lângă var, să mai ținem și Rivanorul la frigider. Să luați consultant în emisiune pentru bătături, dacă nu știe. Orice fel de bătături. Nu, dar mulți nu știau. Deci, Doamne ferește, alea sunt... Haideți să mergem mai departe. Alea, trebuie ținut acolo. Că tot vorbim de doctor. Dure. Ce fel de doctor e Luminița după diploma de licență? Păi, și mică, nu sunt. Repede? Zi, mamică, că nu sunt. Mă, nu știu, probabil că e ceva var, nu știu. Sunt niciun doctor, cum să fiu doctor, nici mi-am dat licența, nu. A, nu? Nu, să vă povestesc, eu cu la mine cu licența a fost în felul următor. Eu am terminat facultatea exact în anul în care am participat la Eurovision în 2005. Și în vara acelui an, când se dădea licența, eu m-am întors victorioasă împreună cu sistemul, mă rog, victorioasă în sensul că am urcat pe podium, da, cum bine știți. Da. Dar în aceeași primăvară, deci în aceeași perioadă, tatăl meu s-a stins. La două săptămâni după sosirea noastră din concursul de la Kiev. Și a fost totul copleșitor. Adică am avut atât de multe concerte, atât de plin a fost anul acela, inclusiv cu mormântarea tatălui meu, care a pus așa puțin într-o umbră tot succesul și toată strălucirea victoriei noastre, încât tot ce a ținut de facultate pe care am făcut-o la zi și pe care am terminat-o cu note foarte mari a trecut în planul 14, dacă vreți așa. Și odată cu trecerea timpului am devenit din ce în ce mai leneșă și mai puțin interesată de... Am terminat sociologie, psihologie, de mai puțin interesată de a-mi da licența. Bineînțeles că pot să o fac în orice moment al vieții, dar nu am mai fost interesată de acest lucru. M-am concentrat strict pe muzică și pe cariera mea în televiziune. Am făcut foarte multe lucruri legate de artă, dar atât. Foarte bine. Noi ne bucurăm că ai ales această cale. Felicitări pentru că ați trecut cu brio testul. Au fost niște informații pe care nu le știam și chiar mă bucur. Dar cu ocazia asta v-ați cunoscut mai bine. Și cred că nici ei nu știau. Dar puteți să-mi spuneți doctor în bucătărie. Sunt în bucătărie. Sunt doctor, da, puteți. Noi ne bucurăm tare mult că sunteți astăzi la Hai cu Fetele. Ne bucurăm atât de tare încât nu vrem să vă lăsăm să plecați. Vom lua o scurtă pauză.